când am accesat acest fond pentru pensiune, pe un trec, atâta vreau să spun și să înțeleagă toată lumea. Sunt greu de derulat fondurile europene. Nu putem spune. Eu fiind un pic din meserie economistă, deci nu mi-a fost atât de greu, că și la primăria Dobrenia am accesat foarte multe fonduri, deci aveam o vastă derulare și știam. Dar mulțumesc domnului Sandu, mulțumesc domnului Viorel Elisei, pentru că la jumătate proiectului eram să mă împotmolesc și eu că de, trebuia să deschid ușile. Nu! Deci dumneavoastră a venit și a spus, trebuie, doamna Maria, să termin proiectul fără fii, fără relații. Și vă spun cu toată siguranța și cu tot respectul că acel domn a spus, ia dosarul și mergi mai departe și termin acest proiect. Nu e ceva imposibil, asta vreau să spun, se poate accesa fondul, este greu, dar totodată noi ca manageri, dacă vrem să avem activitate, eu am avut și un punctaj care țin 10 salariați, și țin, nu spun la nimeni că e greu, e greu peste tot. Dar aceasta e munca pe care noi o desfășurăm. Eu, ca manager, am fost turist, am făcut un agroturism. Toți clienții, toți cei care vin, am foarte mulți străini care mi calcă pragul. Da, și sunt foarte mulțumiți pentru că dacă dăm calitate, seriozitate, căldură, toți care intră, toată lumea este mulțumită. Și rog pe toți care suntem aici, și sunteți invitați să treceți la pensiunea Beatrice. Prima dată dar auziți, doamnă, să vă spun ceva. Sper să nu... mie îmi place agroturismul. Știți de ce? Pentru că eu m-am săturat să mănânc la restaurant în București bucătărie internațională. Vreau să mănânc bucătărie românească. Când merg într-o regiune, vreau să mănânc produse din... Ia uite. Și am fost la niște pensiuni până țară. Dom'le, produsele de carne erau de la supermarket. Untul de la supermarket. Pâinea de la supermarket. Bă, frate, secunde e specificul. Hai să vă spun ceva. Asta vară m-am dus la o pensiune de asta de agroturism în Italia.